Partenie, sfânt ierarh din secolul al IV-lea, nu a fost învățat de la început, însă își aducea aminte din scripturi pentru că i-a fost citită. Mai pe urmă a fost sfințit preot și după aceea ierarh. A început să facă minuni încă de la 18 ani. Printre acestea se numără. L-a întâmpinat în drum un om pe care îl lovise în obraz un taur cu cornul, încât i-a scos ochiul, pe care îl ținea cu mâna lui tremurândă. Sfântul, luându-l cu mâna, l-a pus la locul lui și cu apă spălându-l, în 3 zile l-a tămăduit desăvârșit. O femeie, având o vătămare cumplită și netămăduită în părțile trupului cele ascunse, a venit la Sfântul cerându-i tămăduire, iar cuviosul, făcându-i semnul crucii pe fruntea ei, în data aceea femeie s-a tămăduit. Altădată, mergând Sfântul să cerceteze pe un bolnav și trecând pe lângă casa unui boier, un câine mare, scăpând din lanțuri și din poartă alergând asupra lui, s-a suit cu picioarele dinainte pe umerele lui, vrând cu dinții să muște fața Sfântului. Iar el a suflat asupra lui și, făcându-și semnul crucii, îndată câinele a murit și l-a aruncat Sfântul de pe umerii săi. Dacă o să aveți răbdare până la capăt și o să ascultați viața lui pe larg, o să aflați că a vindecat mii de oameni, a adus ploaia în vreme de secetă și chiar a înviat morții. Audiție plăcută! Luna februarie, ziua 7-a. Cuviosul Partenie, episcopul cetății Lampsacului. Cel numit cu numele Fecioriei, Sfântul Partenie, s-a născut în Melitopoli. Tatăl său se numea Cristofor și era diacon al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu din acea cetate. Partenie n-a învățat carte de la început însă, ascultând cele citite și aducea aminte multe din dumnezeiasca scriptură, ca un cărturar ales, crescând cu ani, ședea lângă un lac din apropiere, pescuind și vânzând pește, de unde dădea și milostenie la săraci. Învrednicindu-se din copilărie de darul lui Dumnezeu, îl tăinuia înaintea oamenilor, iar în al 18-lea an al vieții sale a început a face minuni, izgonind diavolii din oameni prin chemarea numelui lui Hristos. Deci, începând a străbate în popor vestea despre dânsul, a aflat de el și preasfințitul Filip, episcopul Melitopolei. Acesta, chemându-l la dânsul și cercetând toate cele despre el, s-a minunat de faptele lui cele bune și de darul lui Dumnezeu ce se afla în trânsul. Deci a poruncit să-l învețe carte și după ce a învățat l-a sfințit preot, chiar nevrând el, și i-a încredințat lui cărmuirea bisericească. Iar Sfântul Partenie, fiind în rânduiala preoției, mai mult se nevoia și câștigând îndoit darul dumnezeiesc al sfințirii și al facerii de minuni. Tămăduia toate bolile și făcea multe semne prea minunate într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos. Între alte minuni ale lui s-au întâmplat și unele ca acestea. L-a întâmpinat în drum un om pe care îl lovise în obraz un taur cu cornul, încât i-a scos ochiul și pe care îl ținea cu mâna lui tremurândă. Iar Sfântul luându-l cu mâna l-a pus la locul lui și cu apă spălându-l în 3 zile l-a tămăduit desăvârșit. Iar o femeie având o vătămare cumplită și netămăduită în părțile trupului cele ascunse, a venit la Sfântul cerându-i tămăduire, iar cuviosul făcându-i semnul crucii pe frunte, în data acea femeie s-a tămăduit. Altădată mergând Sfântul să cerceteze pe un bolnav și trecând pe lângă casa unui boier, un câine mare scăpând din lanț cu mânie și din poartă alergând asupra lui s-a suit cu picioarele dinainte pe umerii lui, vrând cu dinții să muște fața Sfântului.
iar el a suflat asupra lui și făcându-și semnul crucii, îndată câinele a murit și l-a aruncat sfântul de pe umerii săi. Niște minuni ca acestea, auzindu-le Ahilie, arhiepiscopul Cizicului, a chemat pe sfântul Partenie la dânsul și l-a făcut episcop în cetatea Lampsacului. Iar omul acesta al lui Dumnezeu, mergând în episcopia încredințată lui, a găsit că toată cetatea ținea de păgânătatea elinești închinări la idoli, iar creștinii erau un număr mic. Și se supără foarte mult bunul păstor, de aceea nu înceta sfătuindu-i, mustrându-i, rugându-i și arătându-le calea adevărului și făcând minuni într-un numele lui Hristos, tămăduind bolnavii lor până ce i-a adus la cunoștința adevăratului Dumnezeu. Văzând cetatea încredințată lui că sporește și se întoarce de la slujirea idolilor cu totul, a voit să strice capiștile idolești care erau în cetate, iar în locul lor să zidească cinstite și sfinte biserici dumnezeiești. De aceea a mers la Marele Împărat Constantin ca să ia de la dânsul stăpânire pentru acel lucru și fiind primit de drept credinciosul și de Hristos iubitorul împărat, cu cinste și cu dragoste a câștigat de la dânsul ceea ce dorea, pentru că Marele Constantin a dat Sfântului Împărăteasca sa scrisoare pentru risipirea capiștilor idolești și încă și mulțime de aur i-a dăruit lui pentru zidirea sfintelor biserici, apoi a eliberat pe Sfântul cu pace. Întorcându-se arhiereului Dumnezeu Partenie în Lampsac, îndată a răsturnat toate capiștile din temelie și a zidit o dumnezeiască biserică în mijlocul cetății, mare și frumoasă, singur apucându-se de lucru și ajutând cu mâinile sale pe zidari. Deci, zidindu-se biserica, a venit într-una din zile la dânsul un om având în sine un duh necurat, care de multă vreme locuia în el și nu putea omul acela să cunoască diavolul din el. Dar apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, adică de Partenie, a făcut plecăciune, iar Sfântul, cunoscând că întrânsul este duhul necurat, nu i-a răspuns. Iar diavolul, tulburându-se în om, a zis Sfântului, fiindcă am dorit să te văd, pentru aceea ți-am făcut plecăciune, iar tu de ce nu mi-ai răspuns? Sfântul Partenie a zis, iată, m-ai văzut. Diavolul a zis, te-am văzut și te-am cunoscut. Grăita Sfântul, dacă m-ai văzut și m-ai cunoscut, atunci ieși din zidirea lui Dumnezeu. Zisa lui diavolul, rogu-mă ție, nu mă izgoni din lăcașul meu, în care locuiesc de atâta timp. Sfântul l-a întrebat, de cât timp locuiești întrânsul? Răspuns a diavolul, din copilăria lui și de nimeni nu am fost cunoscut până acum, decât numai de tine, care mă izgonești precum văd. Iar de mă vei izgoni de aici, unde îmi vei porunci să mă duc? Sfântul i-a zis, îți dau eu un loc unde să mergi, zisa lui diavolul, mi se pare că îmi vei zice să mă duc în porci. Grăita lui Sfântul, ba nu, îți voi da ție un om în care intrând vei locui, dar numai din acesta acum să ieși. Zisa diavolul, cu adevărat o vei face aceasta sau nu mai grăiești așa ca să mă scoți de aici? Grăita Sfântul, cu adevărat îți zic că am un om gata în care intrând să locuiești de vei voi, dar să ieși din omul acesta de grabă. Diavolul, plecându-se la niște cuvinte ca acestea, cerea să-și câștige făgăduința de la dânsul. Atunci Sfântul Partenie, deschizându-și gura, a zis, iată, eu sunt omul, intră și locuiește în mine. Iar diavolul, ca de foc arzându-se, i-a strigat, vai mie, în bun vas locuind eu, după atâta timp mă izgonești. Mare rău îmi vei face de voi intra în tine și cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu. Acestea zicându-le, diavolul a ieșit din om și s-a dus în locuri pustii și neumblate, iar acel om a rămas sănătos prin darul lui Hristos și lăuda pe Dumnezeu. Săvârșindu-se zidirea bisericii, sârguința Sfântului era ca să facă în altar Sfânta Masă, ca adică să săvârșească pe dânsa dumnezeiască liturghie și aflând într-o capiște idolească din cele risipite o piatră bună și aleasă, a poruncit lucrătorilor să o pregătească spre săvârșirea Sfintei Mese. Iar lucrătorii, îndreptându-o și pregătindu-o precum se cădea, au pus lespe de ancar și, înjugând boi puternici, o duceau spre biserică. Dar diavolul, mâniindu-se pentru piatra aceea luată din capiște, a tulburat boii cei înjugați și a făcut ca deodată să alerge, să nu poată să-i țină nimeni. Din acea spaimă, omul care ducea boii, anume Eutihian,
Prin lucrarea diavolească a fost aruncat la pământ sub car, cu fața în jos, și trecând carul cu piatra peste dânsul, i-a sfărâmat toate oasele și a murit. Aflând de acea întâmplare, arhiereului Dumnezeu Partenie a spus: diavolească răutate a făcut aceasta, însă nu vei face diavol împiedicare de la lucrul lui Dumnezeu. Și îndată sculându-se, a luat cu dânsul pe drept credincioșii oameni care erau cu el și au mers cu toții la locul unde se întâmplase aceasta. Și văzând trupul mortului, și-a plecat sfinții săi genunchi la pământ spre rugăciune. Apoi cu lacrimi s-a rugat lui Dumnezeu zicând: Tu, Doamne atotputernice, dătătorule al vieții și al morții, știi din ce pricină vrăjmașul prin meșteșugirile sale a adus moartea asupra zidirii tale. Dar, o prea bunule, precum totdeauna așa și acum, arată-i deșartă scornirea lui și pe robul tău, eu, Tihian, fă-l părtaș vieții acesteia, arătând celor ce cred în tine nebiruita ta putere, că tu unul ești Dumnezeu și ție se cuvine slava în veci. Amin. Pe când făcea Sfântul rugăciune către Dumnezeu, s-a întors duhul mortului în trup. Apoi tot poporul, privind pe cel ce fusese mort, a început a grăi: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, care înviezi și morții! Și îndată s-a sculat omul sănătos ca și mai înainte, apoi luând boii, a dus cu dâns și carul cu piatră până la ușile bisericii. Atunci toți cei care au văzut acea minune și acea neașteptată întoarcere la viața mortului au dat slavă și laudă prea bunului Dumnezeu. Deci se aduceau de pretutindeni bolnavii și cei ce pătimeau de duhuri necurate și toți se tămăduiau cu darul, cu puterea lui Dumnezeu și cu rugăciunea Sfântului Partenie. Și tot meșteșugul doctoricesc în zilele acestui mare plăcut al lui Dumnezeu nu era într-un nimic de trebință la oameni, deoarece toate bolile se tămăduiau în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Între acești bolnavi era și o fiică a unuia Dionisie, de neam împărătesc, anume Dafna, pe care, fiind cumplit chinuită de diavol, în 3 zile a izbovit-o de chinuri. Și pe o altă fiică a unuia Mamalie, care era boier în cetatea Smirna, cu numele Agalmatia, care se tulbura de duhul necurat, se tăvălea pe pământ, spumega și înțepenea, el a tămăduit-o. Apoi pe Zoila, o femeie vestită care avea întrânsa un duh iscoditor și de acela cu greu se bântuia, a tămăduit-o Sfântul. După aceasta, pe un tânăr, anume Nicon, fiu de preot, având întrânsul un diavol cumplit care îl muncea, părinții săi îl duseră la Sfântul, la ale cărui picioare aruncându-l ei se rugau să se milostivească spre el și să-l izbăvească de duhul necurat. Iar omului Dumnezeu Partenie le-a zis: nu este vrednic de tămăduire fiul vostru, căci spre pedeapsă este dat lui duhul care îl muncește de vreme ce este ca un ucigaș de tată. Pentru că adeseori răbdând voi de la dânsul o cară și necinste, v-ați rugat într-o amărăciune a sufletului vostru ca să fie pedepsit de Dumnezeu. Deci lăsați-l ca așa să fie, pentru că de trebuință este lui această pedeapsă. Iar ei, fiind niște părinți iubitori de fii și durându-i inima de fiul lor, au strigat cu lacrimi: roagă-te pentru dânsul dumnezeiescule arhiereu ca să se izbăvească de cumplitul diavol. Iar fericitul Partenie, văzând lacrimile cele multe ale părinților și milostivindu-se spre dânsul, s-a rugat cu din adinsul lui Dumnezeu și îndată a ieșit diavolul din tânărul acela. Și părinții lui, luând pe fiul lor sănătos, s-au întors la casa lor, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. O femeie oarecare, pe nume Alexandra, din cetatea ce se numea Arisva, având duh de mânie, care pe mulți vătăma, a fost adusă la slujitorul lui Dumnezeu, Partenie. Iar el, certând pe duh și tămăduindu-o, a trimis-o sănătoasă la ai săi. Pe altă fecioară, fiica lui Sinodie din cetatea Avideniei, fiind muncită de diavol și prin munți rătăcindu-se, au prins-o părinții și au dus-o la Sfântul, care a tămăduit-o prin punerea mâinilor și prin rugăciune. Pe un ostaș anume Axan, cu toate mădularele slăbănogite, spălându-l cu apă și rugându-se lui Dumnezeu pentru dânsul, l-a făcut sănătos. Un om oarecare, Alan,
din neam sirian, prin lucrarea necuratului duh ce locuia în trânsul, s-a sugrumat cu o funie în biserica pe care Sfântul a zidit-o și era mort chiar la locul celor chemați. De acest lucru, înștiințându-se, Sfântul a mers la mortul acela și cu rugăciune înviindu-l din morți, agonit pe diavolul din trânsul. Un bărbat din cetatea Parea, care este între Lamsac și Cizic, a adus la Sfântul pe femeia sa îndrăcită pentru tămăduire, spre care Sfântul, suflând spre ea și rugându-se, a făcut-o îndată sănătoasă. Asemenea și pe altă femeie îndrăcită, anume Acavia, din satul Chelea, a tămăduit-o plăcutul lui Dumnezeu. Pe femeia Evharia, soția lui Agapit, magistrianul, fiind otrăvită și foarte bolnavă, Sfântul Partenie a făcut-o sănătoasă cu un delem sfânt. Un tânăr anume Maxim, din cetatea Viza, era în Lamsac, slujind unui diacon. Acela, căzând în boala pântecelui și neputând să se tămăduiască, a murit. Părinții, auzind de moartea lui, au plecat din Viza în Lamsac, ca să îngroape pe fiul lor și, luându-l cu patul, l-au dus în biserică plângând și l-au pus chiar în acel loc unde avea să meargă arhiereul lui Dumnezeu Partenie. Venind, Sfântul a văzut pe cel mort zăcând și pe părinții lui plângând, apoi a lăcrimat singur și, plecându-și genunchii, s-a rugat lui Dumnezeu pentru cel mort care a înviat îndată și, ridicându-se, a început a grăi. Sfântul, întinzându-și mâna la dânsul, l-a ridicat și l-a dat părinților sănătos. Toată cetatea se mira foarte mult de niște minuni preaslăvite ca acestea și toți preamăreau pe Dumnezeu. Teofila, diaconița din satul Asermiei, și cu dânsa o copilă mică anume Rufina, din același sat, amândouă slăbite de muncirea diavolească, fiind aduse la Sfântul, pe amândouă le-a tămăduit, stropindu-le cu apă sfințită și rugându-se pentru dânsele. Asemenea pe Tadasie, care era singur la tatăl său Ilarie, preotul, și prin lucrarea diavolească își pierduse mintea. Sfântul l-a tămăduit cu rugăciunea. Pe o bătrână săracă anume Caliopa și cu dânsa pe o copilă anume Chiriachi, care pătimeau de duhuri necurate, le-a tămăduit. Apoi, dându-le cele de trebuință, le-a trimis sănătoase acasă. Între alte multe și nespuse minuni ale Sfântului s-a întâmplat și aceasta. În casa în care se lucrau pânzele cele împărătești de porfiră, se sălășluise diavolul și făcea multe supărări lucrătorilor, înfricoșându-i cu năluciri și stricându-le lucrurile lor. De aceea erau în mare mâhnire lucrătorii pentru pagubele cele multe care se făceau prin supărarea diavolească, temându-se de mânia împărătească și de pedeapsă pentru paguba cea aducătoare de atâta cheltuială. Aflând de aceasta arhiereului Dumnezeu Partenie și fiind rugat de lucrători, s-a dus cu sârguința acolo și chemând pe diavolul cel necurat care făcea supărări, l-a certat prin înfricoșatul și sfântul nume al lui Hristos și l-a gonit de acolo, iar diavolul răcnea în auzul tuturor și spunea că este gonit de focul lui Dumnezeu în focul ghienei. Din acea vreme nu mai era în casa aceea nicio supărare. După aceasta, diavolul a început a face supărare pescarilor, deoarece când aruncau mrejele în apă, vedeau în ele prin înlucirea diavolească mulțime de pești, iar când trăgeau mrejele la mal cu multă osteneală, nu găseau niciun peștișor. Așa se osteneau în deșert de multă vreme, dar nu numai în Lamsac era aceasta, ci și în toate cetățile și satele din prejurul părților acelora. Adunându-se toți pescarii din toate cetățile și satele, au venit la Sfântul cerându-i să se roage lui Dumnezeu pentru dânsii, ca să nu se ostenească în deșert cu prinderea peștelui. Iar Sfântului, rugându-se cu post și cu lacrimi, s-a descoperit de la Dumnezeu că prin lucrarea diavolească se face pescarilor o supărare ca aceea. Îndată, sculându-se Sfântul, s-a dus pe la toate malurile și limanurile, făcând rugăciuni și zgonind de pretutindeni pe diavol care se încuibase în ape. Apoi a poruncit pescarilor ca în fața sa să arunce mrejele la pescuit. Făcând ei aceasta cu bucurie prin rugăciunile Sfântului, abia au putut să tragă mrejele de mulțimea peștilor. De atunci s-a făcut pescarilor pescuirea cu bună sporire ca și mai înainte. Șezând Sfântul la limanul Cataptelii, în vremea pescuitului și fiind trase brejele, un pește mare ce se numea Tinos, sărind din breajă, s-a aruncat la picioarele Sfântului.
iar el, însemnându-l cu semnul crucii, a poruncit să-l taie și să-l împartă la frați, spre slava lui Dumnezeu. După aceea a tămăduit pe un șchiop, anume Calist, făcându-l să umble bine, pe un alt om, anume Lezvie, fiind cuprins de bube dinspre cap către picioare, nedeosebindu-se în nimic de cei leproși, ungându-l cu un de lemn sfințit și rugându-se în 3 zile l-a făcut sănătos. Odată arhiereului Dumnezeu Partenie, ducându-se în Tracia pentru trebuințe bisericești și fiind în mitropolia Iracliei, s-a dus la arhiepiscopul Ipatian, care era bolnav rău, vorbind cu dânsul, îl întrebă de pricina bolii lui. În acea noapte, Dumnezeu a descoperit plăcutului său Partenie că arhiepiscopul Ipatian este pedepsit cu acea grea boală pentru iubirea de argint, căci averile săracilor și ale scăpătaților le păstra la sine. A doua zi, Sfântul Partenie s-a dus la dânsul și i-a zis: scoală-te, stăpânule cel mare, că nu ești cuprins de neputință trupească, ci ești pedepsit pentru neputință sufletească. Deci leapădă pe aceea și vei fi iarăși sănătos. Bolnavul zise: mă știu și eu că sunt păcătos și pentru aceea mă pedepsește Dumnezeu, dar mă rog ție a te ruga pentru mine ca să mă curăți de fără de legile mele. Greita lui Sfântul Partenie: dacă greșește cineva omului, poate că s-ar asculta rugăciunea pentru dânsul, dar greșeala ta este către Dumnezeu. Cele ce sunt ale săracilor, întoarce-le lui Dumnezeu și totdeauna vei fi sănătos cu sufletul și cu trupul. Atunci arhiepiscopul, venindu-și în simțire, a zis: părinte, am greșit Domnului meu, care este drept. Și îndată, chemând pe economii, a poruncit să aducă argintul adunat din averile cele luate de la săraci. Și văzând că era mult, a rugat pe Sfântul Partenie să-l împartă la săraci. Dar Sfântul a sfătuit ca să-l împartă singur. Atunci bolnavul arhiepiscop a poruncit să-l pună în caretă și să-l ducă în biserica a Sfintei Mucenițe Glicheria. Acolo, adunând săracii și scăpătații, le-a împărțit toate cu îndurare. Iar bunul și prea milostivul Dumnezeu, cel ce n-a defăimat pe cei doi banii văduvei, ca și lacrimile desrânate, și-a primit suspinarea vameșului, primind pocăința arhiepiscopului, în 3 zile i-a dat sănătate desăvârșită. Iar omului Dumnezeu Partenie venea toate zilele la bisericile cetății Iraclia, săvârșind în ele obișnuitele rugăciuni. Într-o zi, intrând în biserica ce se numea Ahila, a aflat un om bolnav, pentru care, milostivindu-se, și-a plecat genunchii și s-a rugat cu lacrimi prea bunului Dumnezeu. Apoi, sculându-se de la rugăciune, a uns pe cel bolnav cu Sfântul un de lemn și, în același ceas, l-a tămăduit și l-a pus pe picioare, poruncindu-i să umble. Apoi s-a dus cel tămăduit într-ale sale, lăudând pe Dumnezeu. Înștiințându-se cetățenii Iracliei de acea neașteptată minune, toți cei care erau cuprinși de orice fel de neputințe și de boli alergau la Sfântul și, cu puterea lui Dumnezeu, prin rugăciunile plăcutului său, toți se întorceau sănătoși. În acea vreme, când Sfântul Partenie săvârșea cu darul și cu puterea lui Hristos minunile, tămăduind diferite boli, era lângă el arhidiaconul bisericii Iraclie, al cărui nume era Ipatian. Ca și al arhiepiscopului lui, acela, văzând minunile ce se săvârșeau, a căzut la picioarele Sfântului bărbat, rugându-l cu lacrimi și spunându-i că în satul său, fiind multă semănătură și răsărind holdele, grădinile, răsadurile și viile, toate se uscaseră din cauza secetei. Deci îi zicea: vino în acest loc, prea cinstite părinte, ca, văzând toate cele uscate, să te rogi lui Dumnezeu să dea ploaie pământului celui însetat și să scape de foamete toată patria noastră. Iar cinstitul și sfântul bărbat Partenie s-a dus cu sârguință la țarin, la grădin și la vii. Și văzând toate semănăturile foarte uscate, a lăcrimat, apoi plecându-și genunchii s-a rugat mult cu lacrimi către iubitorul de oameni Dumnezeu, ca să trimită ploaie pământului și să răsară roadele. Iar Dumnezeu, cel ce face voia celor ce se tem de el, fiind rugăciunea încă în gura sfântului, a acoperit cerul cu nori și s-a pogorât ploaie foarte multă, care a adăpat pământul din destul. Sfântul Partenie, rămânând cu arhidiaconul în satul lui, toată noaptea a petrecut-o în rugăciuni, iar a doua zi a zis către arhidiacon: ia aminte, o frate, că știi pe arhiepiscopul tău cum a fost pedepsit de Dumnezeu cu boală grea, pentru iubirea lui de argint. Iată, Domnul mi-a arătat în această noapte că nu după multe zile va trece din viața aceasta, iar tu în locul lui vei fi arhiepiscop al cetății Iracliei.
De aceea să știi ca totdeauna să te îngrijești de cei săraci, pentru că aceia milostivesc pe Dumnezeu mai mult decât toate. După aceasta, binecuvântând Sfântul țarinile, grădinile și viile arhidiaconului și făcându-le să rodească cu destulare prin a sa rugăciune și binecuvântare, s-a întors în cetate. Apoi a mers la arhiepiscop ca să-l sărute și apoi să plutească cu corabia în calea sa. Iar arhiepiscopul, întâmpinându-l, a îmbrățișat cu dragoste, apoi șezând și vorbind între ei, Sfântul Partenie a zis către arhiepiscop: Îți vestesc, o stăpâne, că nu după multe zile te vei dezlega din trup și vei merge către Domnul, căci te cheamă Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, iar tu, ducându-te către El, vei lăsa după tine, precum mi-a descoperit Domnul, moștenitor bun, pe Ipatian, arhidiaconul tău. Răspuns arhiepiscopul: Fie voia Domnului. Și sărutându-se unul pe altul cu sărutare sfântă s-au despărțit. După aceea a plutit Sfântul Partenie de la cetatea Iracliei și în puține zile a ajuns în cetatea sa la Amsac. Trecând nu multă vreme s-a îmbolnăvit iarăși arhiepiscopul Iracliei și s-a odihnit întru Domnul. În locul lui a fost ales Ipatian, cel ce a fost arhidiacon. Și astfel s-a împlinit prorocia Sfântului. Sosind vara și făcându-se secerișul, adunându-se toate roadele, a mers arhiepiscopul Ipatian în satul său la țarin și la vii, care mai înainte se uscaseră de secetă și le-a aflat îndestulate cu multe roade, mai mult decât în toți anii dinainte. Și aceasta se făcuse cu rugăciunile și binecuvântarea Sfântului Partenie. Deci, umplând arhiepiscopul o corabie mare cu grâu, cu vin și cu toate roadele, s-a dus în Lamsac, la făcătorul de minuni, ca să-i dea mulțumire pentru binecuvântarea dată. Iar Sfântul a primit cu dragoste pe arhiepiscopul Iracliei, însă roadele ce le-a aduse de dânsul n-a voit să le primească, zicându-i: Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate, iar pe acestea să le împarți fraților. Și după multă vorbire folositoare cu dânsul, întorcându-se arhiepiscopul Ipatian la locul său, a împărțit la frații săi mult grâu, vin și din toate roadele, după porunca omului lui Dumnezeu, povestind la toți până la sfârșitul său măririle lui Dumnezeu pe care le-a făcut prin robul său Partenie. Deci, marele făcător de minuni, Sfântul Partenie, strălucind asemenea cu îngerii prin viață plăcută lui Dumnezeu și pe mulți întorcându-i de la idoli la adevăratul Dumnezeu, tămăduind nenumărate boli, aproape de sfârșitul vieții sale s-a îmbolnăvit și, chemându-se de Domnul, s-a dus la el în 7 zile ale lunii februarie, odihnindu-se cu pace în bătrâneți fericite. Atunci s-a înștiințat îndată despre cinstita mutare a Sfântului Partenie în cetățile și în satele cele de prin prejur și s-au adunat de pretutindeni arhiepiscopii la îngroparea lui, adică arhiepiscopul Iracliei, cel al Cizicului, cel al Melitopolei și cel al Pariei și mulți alți episcopi și preoți. Deci au făcut Sfântului îngropare slăvită, cu psalmi, cu laude și cu cântări duhovnicești, punând cinstitului trup aproape de subornicească biserică, în casa de rugăciuni zidită de dânsul. Și se dădeau de la mormântul lui cel sfânt multe tămăduiri neputincioșilor, pentru că nu numai în viața sa, ci și după mutare, acest doctor fără de plată și făcător de minuni, pe cele proșii curăța, diavolii din oamenii scotea și toată boala tămăduia. Iar acum tămăduiește și vindecă sufletele și trupurile noastre cu rugăciunile sale, prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine slava în veci. Amin.